Denis, ce se ascunde în spatele succesului? Muncă și noroc. Cât înseamnă muncă și cât înseamnă noroc? Jumătate. Și norocul tău care a fost? Nu știu, întrebați-l. Care a fost cea mai mare notă de plată pe care ai plătit-o în viață? Nu mai știu, și nu atrag atenția. Nu mă refer neapărat plată în bani. Bună întrebare. Au fost multe note de plată, dar nu cred că contează care a fost cel mai mare. Contează foarte mult faptul că nu regret că le-am plătit. Toate au avut un bonus, o experiență mică, un om în plus, un prieten adunat în urma unei greutăți, știi? Să mai încerc o dată. Ce fel de muzică se ascultă în Republica Moldova în general? În general, nu pot să judec pentru un popor întreg, vă dați seama. Dar eu personal pot să zic, pe pielea mea, ascult mai multă muzică din afară. Sau de muzica artiștilor de la noi? Da, din... desigur. Delia, Smiley, Laura... Povestește-mi despre tine. Când a fost ziua în care ți-ai spus gata, îmi fac bagajul și plec la București? După ce am vorbit cu Lucian de la Global, am avut o discuție timp de vreo 15 minute pe Skype, după care ne-am înțeles că o să vin și o să discutăm despre o colaborare. Asta se întâmpla în urmă cu... În urmă cu 2 ani și o lună jumate. Te așteptai ca să ai un asemenea succes aici în România? Nu știu. Eu am vrut doar, adică la acel moment vroiam foarte mult, pur și simplu să fac muzică. La asta mă gândeam în primul rând și după toate celelalte. Sunt momente în care regreți decizia că ai plecat de acolo și ai venit aici? Doamne, niciun caz. N-am niciun regret acum, absolut niciunul. Dacă nu ar fi fost România, ce țară ar fi fost? Cred că ori Spania, ori Regatul Unit. Dar deja cu totul, la modul că acolo aș fi trăit tot parcursul vieții, cred. Îți mai amintești cum a fost prima zi când ai venit aici? Da. Am ajuns la gara Filaret, eram într-un hanorac albastru, groaznic. Și cu un rucsac în spate. Și unul m-a întâlnit și... M-a dus într-un restaurant aici, pe Dorobanți. Și am stat, am luat micul dejun împreună cu Lucian și cu Radu, tot de la Global. Am stat cu ei de vorbă, după care am venit la studio și am continuat discuția. A fost o zi așa foarte, îți dai seama, în care nu înțelegi de tot ce se întâmplă în jurul tău. Pentru că sunt foarte multe chestii noi. Atunci când a apărut, foarte multă lume spunea: wow, Denis de la Motans este solistul de la Carla's Dreams, fără mască. Ai auzit lucrul ăsta? Nu, wow, e ceva nou. Uite, eu l-am auzit. Stilul e foarte diferit. Se aseamănă dialectul, e același. Nu, e că se aseamănă, e același. Se aseamănă, cred, timbru vocal. Pentru că și la el e o voce așa foarte șezată. Există o piață muzicală în Republica Moldova? Da, dar nu e dezvoltată. Adică, cred că e și din cauza unor bugete mai mici. Da, e o țară mai micuță, mai puțin dezvoltată din punct de vedere economic. Nu face parte din UE, de care mai puține posibilități. Cât de mare e influența rusă asupra muzicii? Asupra muzicii? E mare, e foarte mare. Dacă din punct de vedere muzical, da, e majoră. Dar nu și în tot restul. Adică eu, cât timp am locuit în Republica Moldova, nu prea am avut prieteni sau oameni în anturajul meu care sunt moldoveni rusofoni. Adică prieteni ruși mi-am făcut când am mutat în Rusia. Nu știu, așa s-a întâmplat să fie. Cum se trăiește în Republica Moldova? Povestește-mi cum e acolo viața. E o aventură. În fiecare zi e ceva nou. E, pentru mulți oameni,
Din păcate, e o luptă fiecare zi. De ce spui asta? Pentru că e foarte greu. Nu o să neg acest lucru. E foarte greu. Pensiile sunt foarte mici la bătrâni. Salariile de stat sunt foarte mici. Eu nu înțeleg uneori cum e posibil să supraviețuiești în unele circunstanțe. Adică când mă uit uneori la știri sau aud, zic, frate, e groaznic. Care sunt bucuriile celor care trăiesc acolo, în Republica Moldova? Bucuriile principale ar trebui să fie totuși oamenii pe care îi iubim și care ne iubesc pe noi. E foarte simplu. Nu doar în Republica Moldova, și aici în general peste tot. Dar ce ține de Republica Moldova, cred, iarăși, e o părere subiectivă, industria alimentară e mai finuță, mi se pare, ca aici, ca în România. Adică când oamenii spui mai sunt, finuță, la ce te referi? Oamenii sunt mai atenți de detalii, alimentele sunt mai de calitate. Mai și mai sănătoase, ieftine. E mâncarea mai ieftină și mai sănătoasă. Da, și mai gustoasă. Ți-e dor de mâncarea din Republica Moldova? Da, mereu. Deși prietena mea gătește foarte, foarte, foarte bine. Adică, e moldoveancă? Nu, e din România. Și prin asta salvează situația foarte mult. Face niște bucate extraordinare. Ce lipsește cel mai mult de acasă? De acasă, familia. Desigur, familia. Familia și prietenii. Și mama ta, când te-a auzit prima dată că vrei să pleci în altă țară, cum a reacționat? Ea a mai trecut prin asta. Dacă te referi la România, ea a mai trecut prin asta, deja îți dai seama că a acceptat. E cu durere, dar știa că e spre binele meu. Nu ți-a zis niciodată, Denis, mamă, stai acasă? Niciodată. Niciodată? Nu. Mama mea a fost cu tot sufletul acolo, alături de mine, mereu. Și m-a susținut. Și m-a înțeles. Adică m-a pus pe mine, pe primul loc. De multe ori, noi românii, cei care ne-am născut aici în România, ne-am pus deseori întrebarea, oare de ce piața românească, piața muzicală românească, este practic invadată de artiști care vin din Republica Moldova? Ce avem noi și nu au ei? În Republica Moldova nu e atât de dezvoltată industria muzicală. Nu, deși există foarte multe radiouri care promovează și sunt foarte solidare cu artiștii de acolo, da? Și nu atât, și cu artiștii din România, adică e practic același lucru. Doar că în Moldova nu există toate instrumentele acestea de monetizare, care permit artiștilor să trăiască din ceea ce fac. Cum se aude chitara în Republica Moldova? E mai în minor ca în România. De ce spui asta? Pentru că așa e. Uitați-vă la tot valul de artiști din Republica Moldova care vin. Au mai multe așa nuanțe în minor. În România e mai mult mai multă lumină în muzică, mai multe culori și nuanțe deschise. Noi am venit cu contrastul.